Salut din nou! Dacă ai ales să ne revedem, înseamnă că excursia în peșteră și provocările matematice sunt pe placul tău. Să pornim la drum! Aici am pregătit o hartă cu imagini și informații despre ce poți vedea în peștera Dâmbovicioara. Într-o galerie poți vedea oase fosilizate, adică resturi de animale conservate în straturile de pământ, de la ursul de peșteră, un urs de talie mare, o specie de mult dispărută. Urme de fum pe pereții peșterii, dovadă că legendele despre pusnicii sau haiducii care se adăposteau aici au un sâmbure de adevăr. Formațiuni inedite sculptate de apă pe pereți, care pun la lucru imaginația oamenilor și pot fi admirate peste tot. De exemplu, piele de șarpe, coloane răsucite care seamănă cu căsuțe ale unor personaje de bază, sau mamutul, o rocă ce s-a format prin eroziunea calcarului, un proces de săpare a calcarului de către apa care curgea prin peșteră. Și acum să revenim la hartă. Îți propun un șir de numere scrise pe fotografii în ordinea dată de săgeți. De data aceasta nu au legătură cu peștera, ci doar cu matematica. M-am gândit că ai studiat deja numerația până la 1.000.000 și îți propun un șir cu asemenea numere. Doar 4 numere se potrivesc șirului. Observă regula și găsește numărul care nu se potrivește. Revedem șirul de numere așezat altfel. Dacă ai descoperit 13.889, este corect. El nu respectă regula prin care fiecare număr se mărește cu 100 față de precedentul. Ei, și acum aproape că am ajuns la ieșire. Dacă te-am convins de frumusețea acestor locuri și vrei să vizitezi peștera Dâmbovicioara sau oricare altă peșteră, să repetăm regulile pentru o vizită în siguranță. Respectă traseul de acces în peșteră și nu te abate din drum. Nu atinge rocile sau formațiuni din peșteră pentru că vei întrerupe procesul continuu de formare al lor. Nu rupe formațiunile de pe pereții peșterii, lasă și pe alții să se bucure de frumusețea lor. Ascultă cu atenție indicațiile și explicațiile ghidului. El știe cum să te aducă înapoi în siguranță, iar tu vei fi surprins să vezi cum, cu puțină atenție, te îmbogățești cu informații pe care le poți prezenta prietenilor tăi. Am terminat excursia și mă pregătesc de plecare. Dar stai! Ultimul număr din șir este cifrul bagajului cu suvenirul pentru prietenii mei. Găsește regula șirului și vei descoperi cifrul. ¿1725 ai descoperit și tu? Sigur, pentru că fiecare număr se mărește cu 10, 20, 30 sau 40 față de numărul anterior. Pe drumul de întoarcere am văzut câteva borne kilometrice care vin cu o provocare pentru tine. Privește cu atenție șirul, descoperă regula și găsește termenul lipsă.
Da, 654, dacă ai găsit și tu. Este un șir în care succesorul fiecărui număr este cu 111 mai mic. Ei, și acum am ieșit din minunatul decor al cheilor de bobicioarei și ne încheiem excursia. Îți urez drum bun în alte călătorii matematice!